Țurcălin Paraschiv de microfoane, pentru că este un grup vocal faimos, extraordinar. Să vedeți ce o să mai ascultăm. Deocamdată, Călin, ești pe aici? Hai mă, vin un cu aceste vă. Ce costum, uitați-vă puțin! Comunitatea armână din Turcia se poate mândri cu băiatul ăsta frumos. Cine ți-a făcut ție costumul? Că și eu aș fi vrut să-mi fac, dar n-am avut unde și cine. Cine ți l-a făcut? L-ai cumpărat? Nu. Nu, probabil că nu vrea să spună, are el vreo relație. Sigur, se pot face costume și mă bucur că mai există oameni și mai ales doamne care cos și realizează asemenea costume care, sigur, merg pe o linie, dar există și un sâmbure de originalitate la fiecare costum. Eu în fiecare joi mă duc, când am timp, când sunt în București, la Centrul Cultural Armănesc, care probabil știți în București, este lângă liceul Spiru Haret, strada italiană, și acolo cu cei de la Boația Pindului cântăm, adică ei cântă și eu ascult, bineînțeles, așa cum o să-l ascult acum pe micuțul nostru campion Călin Paraschiv. El ne va cânta melodia. Cum se cheamă? Gene Armonie. Asta, eram sigur. Ce microfon e ăsta? Îți place? Ești mulțumit de el? Dacă nu, îți dăm alt microfon. Ușor, ușor, să nu-l smulgi de tot. Bravo. Talentat. Cu șahul cum stai? Bine. Chiar ești așa un șahist bun? Da. Table joci? Eram bun la table. Călin Paraschiv. Se pregătește un grup celebru. Oh,
din Paraschiv foarte frumos. Găline, vreau să spun că te-au aplaudat și prietenele mele de la Jurilovca și aici un prieten al tău. Câți ani ai, mă, Nicolae?